Anul 2022 a provocat clerul și credincioșii din Episcopia Maramureșului și Sătmarului să intensifice activitățile social-filantropice. Peste 77.000 de persoane au fost ajutate prin proiectele eparhiei. Printre cei sprijiniți se numără copii defavorizați, bătrâni singuri, familii numeroase și defavorizate, precum și 5 familii sinistrate care au primit câte o casă nouă. Sprijinul acordat de episcopie depășește suma de 1.600.000 de euro. Bilanțul activităților de anul trecut a fost prezentat astăzi în cadrul adunării eparhiale. Ședința s-a desfășurat în Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare și a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Cea mai mare provocare a anului care a trecut a fost provocarea primirii refugiaților și episcopia noastră a fost punct de trecere la Sighet și la Halmeu. Și a fost preoții la datorie. Peste 50.000 de persoane au beneficiat de asistența sectorului social-filantropic, a preoților din protopopiate, a monahilor, a voluntarilor. Apoi, activitățile cu tineretul au fost foarte, foarte dinamice și anul acesta. Între 5 și 8.000 de tineri au participat în tabere și școli de vară. Activitățile social-filantropice ale episcopiei au însumat peste 8 milioane de ron, iar cele cu primirea refugiaților din această sumă sunt aproape 3 milioane. Deci iată că este un bilanț binecuvântat și dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a ajutat să împlinim. În cadrul întrunirii, ierarhul i-a oferit primarului comunei Recea, Octavian Pavel, Ordinul Crucea Iustinian Arhiepiscopul. Unul dintre cele mai importante evenimente ale anului 2022 a fost inaugurarea Centrului Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul din Sighetul Marmației, în urma amplelor lucrări de reabilitare. În cadrul ședinței au fost amintite și lucrările efectuate la Catedrala Episcopală din Baia Mare. Impresionante au fost cifrele prezentate. În virtutea și în decursul anului 2022, evenimentelor care au fost, nu ne dăm seama de amploarea evenimentelor și de multitudinea activităților care s-au desfășurat în episcopie. Începând de la dotarea și ajutorarea persoanelor sărace și de la ghiozdanul atribuit copiilor și până la construirea de case pentru cei nevoiași. În anul omagial al rugăciunii au fost organizate 74 de tabere și școli de vară. Un eveniment inedit a fost proiectul Sate Unite ale Maramureșului și Sătmarului, care a reunit 1000 de tineri din ambele județe ale eparhiei. Am parcurs în jur de 160 de kilometri călare cu căruțe, dintr-un capăt al județului Satu Mare până la limita cu județul Maramureș, de la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul de la Scărișoara până pe dealul de la Huta Certeze, unde ne-am întâlnit cu frații noștri maramureșeni. A fost o experiență deosebită, au fost 3 zile frumoase, 3 zile în care acest pelerinaj creștin a adus încă o dată în atenția sătmărenilor și a tuturor celor care au întâlnit această caravană creștină, cât de important este păstrarea valorilor, cât de important este păstrarea tradițiilor. Membrii adunării eparhiale au adus în discuție și principalele priorități pentru anul 2023. Episcopia Maramureșului și Sătmarului va demara construirea unui spital de îngrijiri paliative în Baia Mare, în apropierea Catedralei Sfânta Treime. S-au depus documentele și au fost aprobate pentru înființarea unui spital pentru îngrijiri paliative cu un număr mare de paturi, 130 de paturi, care vor sta la dispoziția enoriașilor eparhiei, unde prin angajați și voluntari se va încerca să facem suferința oamenilor să fie cât mai suportabilă. Este o activitate laborioasă, în sensul că este o clădire, dar aceasta va trebui amenajată. Construcția unui spital aici, lângă catedrală, în municipiul Baia Mare, un spital de îngrijiri paliative cu 100 ceva de paturi, o finanțare pe care o așteptăm din partea Companiei Naționale de Investiții într-un parteneriat cu statul român, va reprezenta un proiect de viitor, un proiect care arată deschiderea pe care Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopul Iustin o are față de sănătatea maramureșenilor. Să facem cu toții demers
pentru a obține cele câteva zeci de milioane de euro necesare pentru astfel de investiție, care va rămâne mărturie a dragostei episcopiei Maramureșului și Sătmarului față de fiecare locuitor a acestor meleag. Membrii adunării eparhiale au participat în deschiderea ședinței la Sfânta Liturghie și la slujba de mulțumire, oficiate în lăcașul de cult de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului.